Biroul Electoral Central a anunțat astăzi rezultatele finale la alegerile europarlamentare din 26 mai. PNL, PSD și Alianța USR Plus au obținut peste 2 milioane de voturi din partea alegătorilor. Pragul electoral a mai fost atins de către Pro-România, Mișcarea Populară și UDMR. În Parlamentul European vor ajunge 33 de europarlamentari români. Partidul Național Liberal este în fruntea clasamentului și va avea 10 mandate. Jurnalistul Aleș Bogdan este primul pe lista liberalilor, urmat de Mircea Hava, Sigfrid Mureșan, Vasile Blaga și Adina Bălean. Partidul Social-Democrat situat pe locul 2 la alegerile europarlamentare a câștigat 9 mandate în forul european. Primul nume pe lista candidaților PSD este Rovana Plumb urmată de jurnalista Carmen Avram. Surse oficiale au declarat pentru știri pe surse.ro că Victor Negrescu al nouălea candidat de pe lista PSD își va prelua mandatul de europarlamentar abia după retragerea juridică a regatului unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeană. Astfel, PSD va avea 8 mandate la egalitate cu SR Plus până la Brexit. Alianța USR Plus va trimite în legislativul european 8 europarlamentari. Dacian Cioloș, fost premier al României, a deschis lista candidaților alianței. Acesta este urmat de Cristian Ghinea, Dragoș Puslaru și Clotil Darmo. Pro-România, partidul fostului premier Victor Ponta a obținut două mandate, fostul comisar european Corina Crețu și fostul prim-ministru Mihai Tudose. Și fostul președinte Traian Băsescu ne va reprezenta în Parlamentul European din partea Partidului Mișcarea Populară alături de Eugen Tomac. UDMR va avea de asemenea doi reprezentanți în forul legislativ european Winkler Iuliu și Vince Lorand. La referendumul pentru justiție organizat de președintele Claus Iohannis, peste 6 milioane de alegători au votat da la ambele întrebări, iar puțin peste un milion au votat nu. Cetățenii au optat pentru interzicerea amnistiei și grațierii în cazul faptelor de corupție și pentru interzicerea ordonanțelor de urgență în domeniul judiciar. Prezența la vot a fost de peste 49%.